Cât de mincinoase sunt fotografiile cu pește acvariu? Sunt Claudiu Truță și ne aflăm la nevertebrate.ro. Atunci când decidem să adăugăm o specie de pește în acvariu, facem o analiză destul de detaliată. De exemplu, dacă mărimea peștilor se potrivește cu dimensiunile acvariului, dacă putem oferi parametrii optim necesari, dacă specia este compatibilă cu restul viețuitoarelor. Lista este lungă, acesta fiind doar începutul. Însă, toate aceste analize sunt raționale. În realitate, cel mai important motiv pentru care alegem o specie este cât se poate de simplu. Trebuie să ne placă. Și ce anume ne poate plăcea? Forma, comportamentul și, poate cel mai important, coloritul. Astăzi, în era digitală, cea mai importantă sursă de informare este internetul. Dar chiar dacă sunteți de modă veche și preferați hârtia, ajungem în același punct. Imagine. Atunci când ne documentăm, fotografiile sunt foarte importante. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Care este întrebarea pe care nu ne-o punem niciodată la început, ci doar după ce peștii se află în acvariile noastre? Fotografiile pe care le-am văzut atunci când am luat decizia sunt mincinoase sau spun adevărul? Și acum, haideți să despicăm firul în patru. Peștii pe care îi vedeți în pozele populare se află la maturitate, trăiesc în acvarii în care apa are parametri ideali, sunt hrăniți diversificat și li se oferă tot ce au nevoie. În plus, există vitamine și alte suplimente nutritive care să le stimuleze pigmentul. Așadar, se află în cea mai bună formă posibilă. Fotografii folosesc lumini care să intensifice culorile și chiar mai mult, ulterior editează fotografiile și măresc contrastul. Se fac sute de fotografii din care se selectează una, două, cele mai reușite. În concluzie, fotografiile spun adevărul, dar deseori le exagerează, așa că trebuie să fim puțin rezervați înainte de a fi impresionați de coloritul unei anumite specii de pești. Chiar dacă nu sunt cele care ne plac cel mai mult, fotografiile mai puțin spectaculoase sunt probabil cel mai aproape de adevăr. Vede cineva vreo asemănare cu machiajul femeilor? Vindem pești de aproape 10 ani și comunicăm foarte mult cu clienți. Cred că suntem îndreptățiți să spunem că înțelegem psihologia acvaristului. Cea mai frecventă nemulțumire este legată de culorile peștilor, manifestată în momentul primirii coletului. Călătoria pe care o fac peștii cu această ocazie durează 24-48 de ore și este probabil cel mai stresant interval din viața lor de până atunci. Este normal să fie decolorați, este o reacție absolut naturală. Cel mai adesea peștii nu sunt maturi, în consecință este imposibil să aibă colorația din fotografii. Și totuși, după cât timp ar trebui să ne așteptăm ca peștii noștri să arate ca în poză? Ei bine, când aceștia ating dimensiunea maximă. Acesta este momentul în care cromatica lor atinge vârf. Evident, condițiile din acvariu, hrana, parametrii apei, lumina, echipamentele și mentenanța sunt doar câțiva factori care își pun amprenta asupra coloritului. Înainte de încheiere, avem un sfat. Am observat că materialele video redau culorile peștilor mai corect decât fotografiile. Merită să sacrificați câteva minute pentru a viziona câteva clipuri video realizate și de alți colegi acvariști care dețin deja specia vizată. Lăsați un comentariu mai jos cu experiențele pe care le-ați avut referitor la acest subiect și puteți câștiga un voucher de 100 de lei pentru a vă cumpăra orice animale din oferta noastră. Un comentariu va fi desemnat câștigător în cadrul unei extrageri la sorți aleatoare care va avea loc peste o săptămână. Nu uitați să dați like, share și să vă abonați la canalul nostru pentru a putea vedea și filmele care vor urma. Apreciem foarte mult interesul vostru pentru munca pe care o facem noi aici. Pe data viitoare!